colaborarea dintre Academia Națională de Educație Fizică și cum Sport. Cum decurge și colaborarea dintre Catedra Academia Națională de Educație Fizică și Sport și Special Olympics? Este o colaborare de vreo 5 ani, mai bine de 5 ani pe care o avem și pot să spun că este o colaborare de vreo 5 ani, mai bine ce de 5 ani pe care o avem. În primul rând de ceea ce încercăm noi să facem și pe de altă parte de ceea ce realizează acest în primul rând de ceea ce încercăm noi să facem dizabilitățile pe care le au, ceea ce realizează mai degrabă abilități pe care noi credem că nu le au, își etalează mai degrabă aproape 40 de ani de când schiez și care noi credem că nu le-ar avea studenții am să schieze. Aproape 40 de ani cea mai, cea mai mare bucurie am avut de când atunci când punându-i pentru prima dată pe cei cu dizabilități pe schieze. Cea mai mare bucurie am avut atunci când fac acest lucru punându-i pentru prima dată pe cei cu dizabilități. Este cea mai mare bucurie pe care o poți avea atunci când îl vezi pe un copil care nu este expansiv. Este cea mai mare bucurie pe care o poți avea atunci când îl vezi pe un copil care nu este expansiv. Și că vrea mai mult de la tine și vrea în care tu ceea ce faci ca profesor, ca antrenor. Cred că exemplul și că vrea mai mult de la tine și vrea să faci ceea ce faci în societate. Și cred că trebuie mai toată lumea să înțeleagă că ceea ce fac în cidra Special Olympics și cred că trebuie să ne dea de înțeles că ceea ce fac cidra Special Olympics sunt printre noi, trebuie ajutat și ar trebui să ne dea de înțeles că trebuie înțeleși și sunt printre noi, trebuie ajutat și orice alt mai degrabă trebuie înțeles care e și sprijinit ajută singur decât orice altă simte nevoia care să fie și sprijinită ajută singur cât de puțin de cineva din afară. Simte nevoia să fie și cum au reacționat? Chiar cât de puțin de cineva din este studenții dumneavoastră cea sinceră cum? Pe care o vezi la început. Sunt mulți care doresc să facă și nu spun. Cea sinceră pe care o vezi de altfel la început. Și alții care doresc să facă și doar nu ar spun, vrea să facă doar și fac sunt respingi de către cei și alții care poate n-ar trebui ar vrea să facă și sunt respingi de către spus, cei care fiind de expansiv, poate n-ar trebui să fac treaba din fac acest lucru, dar v-am spus ei, nefiind de expansiv, precum Maritic cunosc pe cei care nu atunci când ne-am încămat la colaborare cu Special Olympics, am zis că trebuie să fim parteneri atunci când ne-am înhămat la o colaborare cu Special Olympics, am zis că trebuie să fim parteneri de nădejde. Chiar cred că am reușit, nu numai în sporturile de iarnă și că am avut o altă bucurie, de altfel am făcut performanță skifon și biatlon și am avut o altă bucurie, de altfel am făcut performanță skifon mai mult spre probele acestea, probele chiar și în cadrul federației, ceea ce fac a reușit în iarna aceasta să-i pun mai mult spre probele și pe unul dintre ei chiar să-l nordice. A reușit în iarna aceasta să-i pun și pe fără niciun fel de reține, pe unul dintre ei chiar ceea ce poate studenții se deplasează până la cabană fără niciun fel de reține, ceea ce poate studenții, spuneam, în primele ziua dizabilităților pe care le-au acești copii, abilitate reușește. Spuneam, repet, în ciuda dizabilităților pe care le-au acești copii. Nu toți copiii au învățat să schieze, dar și alergarea pe zăpadă e o probă solicitantă. Nu toți copiii au învățat să schieze, dar și alergarea pe zăpadă e o probă solicitantă. Efortul depus la întoarcere a fost stimulat de mult anunțata festivitate Efortul de premie. Efortul depus la întoarcere a fost stimulat de mult anunțata festivitate de premie.
Festivitatea de premiere a avut toate atributele unei ceremonii autentice. Festivitatea de premiere important este toate atributele unei ceremonii autentice. La Special Olympics, importantă este participarea, dar și prezența profesorilor de la ANEFS, a studenților, a medicilor, a voluntarilor, prezența profesorilor de la ANEFS, a membrilor comitetului director și a voluntarilor acestor minunate străinătate, special a membrilor comitetului director și bineînțeles festivitate de premiere, copii speciali au fost medaliați, copii inedită, au primit diplome și mulțumiri, colaboratorii au fost medaliați, copii totul au primit diplome și mulțumiri, colaboratorii apropiați totul într-o atmosferă de mare competiție. Săptămâna viitoare, toate cele bune. Și nu uitați, la fiecare pas putem întâlni oameni ca noi. La revedere!